Vrei jocuri jmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Acesta este un challenge. În ce constă acest challenge? Trebuie să vedem aceste poze și să ne dăm seama dacă ele sunt fake sau sunt reale. Unele ne pot înșela foarte ușor și tocmai de asta astăzi o să vedem dacă avem dreptate sau nu. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, ar fi genial, strângem peste 3000 de like-uri la acest video. Aș aprecia enorm și haideți să începem. Prima, uitați și voi cum mi-apare, nu mi-apare poza, așa că am dat că este la vrăjeală. Deci nu este reală. A doua, cea cu autobuzul într-o gaură. Bă, eu am mai văzut autobuz de... Bine, nu autobuz, de mașină, asemenea găuri. Și eu pot spune că este reală poza asta, cred. Eu așa zic, este destul de reală, nu? Adică autobuze în găuri au mai fost. Eu zic că este reală totuși această poză. Ia să vedem baby, un copil care sare într-o trambulină. Bă, cred că este destul de reală poza asta. Adică poate sări într-o trambulină sau poate cineva i-a dat drumul de sus, nu știu. Eu așa zic că este reală. Aici la fel, Angry Koala, o să dau că este falsă. Un cal. După cum vedeți, aici are o umbră, deci eu zic că este reală poza asta. Adică un cal care a căzut într-o gură de canal sau ceva de genul, într-o groapă. Și eu zic că este destul de reală poza. Acești pompieri care stingeau un incendiu și uitați ce fum este. Nu, asta e fake, clar, e fake. E fake. Aici niște vulturi care... Ce făceau? Zborau. Asta e fake. E fake, clar și asta. Sunt numai fake-uri, sunt fake-uri. What the fuck? O girafă peste o girafă. Bă, cred că e reală, adică pare destul de reală poza. Haideți să dăm că este reală. Avem multe nivele, cred. Două insule care arată ca doi oameni care se sărută. Nu știu ce să zic de asta. Asta pare reală, dar no. Tind să cred că nu este. Un rechin într-o casă? What the fuck? Este un de la deplase, dar totuși fake, frate. N-ai cum. Ia să vedem răspunsurile. Dar nu merg. A, gata. A, corect, corect. A fost fake poza. Asta este corect, deși am dat-o la bengăneală, asta este corectă. Falsă era adevărată și asta era adevărată. Asta era fake, corect și incoerent. Haideți să mergem la nivelul 3, e nivelul 1, la fel, n-avea poze și nu înțeleg de ce. Văd că ăștia totuși au și ăștia poze care ni le arată. Este cât de cât ok. Okay. Haideți să vedem. Niște urși care stătea, uite-te la asta cum stă. Bă, eu zic că e real. Deci, nu știu, îmi dă mindfuck. Cum să stai, mă, așa? Deci ați văzut și voi cum stă ursul ăsta. Îl doare la banană, sunteți nebun la cap. Deci îl doare la banană pe acest urs, efectiv. Eu zic că este reală. De ce nu? Da, e reală. Arhitectură modernă. Eu zic că e fake, frate, n-ai cum să faci așa ceva, mi se pare oribil de urât și este fake. Un chici ordinar. Stați puțin că mă la cascatul, doar ceva târziu de somn și să fiu sincer, nu-mi priește. Bă, eu zic că este fake, adică este un fake ordinar și asta, nu, n-are cum. Adică n-ai cum, frate, să faci așa ceva, uitați-vă și voi, zici că sunt cartofi de la Mac. A, și uite aici un Mac, dacă vă uitați aici jos este un Mac. Bă, asta este reală. Eu tind să cred că este reală poza asta. Uitați-vă și voi, un brad stil semafor sau un semafor stil brad. Da, este mai degrabă un semafor stil brad. Eu zic că este cât se poate de reală. A Black Lion. Asta o să dăm la bengăneală. Wow, cât de mișto e asta. Deci, un curcubeu și o tornadă. Eu zic că e reală poza asta, pentru că arată cât de cât reală și se poate. Tornada, chiar am mai văzut filme în care era soare și unde era cerul negru, un curcubeu care apare mereu după ploaie, bine, nu mereu, BMX fail. What the fuck? Și asta e reală. E foarte reală poza asta și mi se pare destul de mișto. Adică uitați-vă și voi cum era să dea cu fața în pământ prostul. Așa că haideți să râdem de el, să-l arătăm cu degetul. Oscar Mayer winner plane. Asta o să dăm că este fake. Nu văd aici dacă se vedea reflexia ei. Bă, nu știu ce să zic de poza asta. Deci poza asta arată cât de cât reală, dar nu cred că este. Adică arată prea șmecherul ăsta și nu știu cum ai putea să o arunci să fie săgeata fix pe tine. Adică e greu. Mie nu cred că mi-a ieșit treaba asta. Nu știu ce să zic. Cred că... nu știu să-mi bag piciorul. Pare reală, dar poate nu este reală. Hai să dăm că este fake. Mai avem... no, asta e clar fake. Asta e clar fake, dintr-o mie fake poza asta. Uitați-vă și voi în primul rând. Rechinul ăsta și cu ăsta n-au treabă. Uitați-vă piciorul fetei. Ia stați puțin că... ca să vă arăt, să-mi dau să-mi ia și mouse-ul. Ia, uitați piciorul fetei, uitați-vă la el și uitați-vă la rechinul ăsta și la ăsta. Deci îți dai seama într-o mie și bulele ăștia n-au treabă, nu, e o poză fake cât casa, e fake poza asta și clar. Adică n-ai nevoie de cine știe ce cunoștințe în Photoshop ca să-ți dai seama că este o poză fake. Wow. Bă, ești prost, asta e fluture? Da, glas. Bă, cred că e, adică uitați-vă și voi ce aripi are, sunteți nebuni, transparente. Eu zic că este reală poza, pentru că trece în partea cealaltă. Bă, eu zic că este cât se poate de reală poza asta, nu știu. Voi ce ziceți? Am dat pe real, dar încă nu răspundem. Deci nu știu ce să zic, mi se pare foarte reală poza. Da, e reală. Hai să-i dăm să-i trimitem aceste răspunsuri și să vedem. No. Incorect! N-a fost reală! A fost fake poza, fuck! Asta a fost corect. Corect. Corect, corect. 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 Asta a fost reală poza. Clar, asta n-avea cum, n-aveam dubii. Și corect. Haideți să mergem la nivelul cu numărul 4. What the fuck, hai. Încarcă pozele, nu știu ce. Prima Space Share o să dăm la fel fake, deci toate pozele așa o să dăm fake. Băi, asta eu cred că este reală, sunt multe cazuri care le poți vedea așa, adică chiar am văzut și Titanic a fost așa, a răsturnat. Louis Vuitton, mamă ce gagică, artificii, da, Louis Vuitton. Asta, deci asta ci că ar fi, eu zic că e reală. Eu zic că este cât se poate de reală. Poza nu știu de voi, dar mie îmi place gagica și îmi place că este reală. Mamă, ce picioare are. Hai să arătau așa, să arăt. Very deep hole. Și-a băgat mâna în gaură. Du-te frate, fake. N-ai cum, nu. Ăștia sunt jocuri de la americane în care trebuie să bagi o bilă într-o gaură, nu e golf, e, nu știu cum se cheamă, cricket sau nu știu ce căcat, nu știu cum zice, mă rog. Dar ideea este că această poză este fake, pentru că n-ai cum să fie așa de fals. Asta eu tind să cred că este adevărat. Into the mouth of the tunnel, asta nu știu, dăm fake. Fake frate, n-ai cum să fie. Cine a făcut poza asta în primul rând? N-ai cum. Veneția înghețată? Niciodată. N-ai cum. Nu cred. Dogs. Un câine care merge pe apă? Niciodată. Băi, e reală asta. Deci să mă învăț o chestie. Cred. Să vedem. Te poți... sau și asta poate să fie reală. Și asta este reală. Te poți lua după umbre sau după reflexii și vezi atunci dacă se potrivesc, dacă bat bine. Aici s-ar putea să-i fost gheață, de aia pare așa, o gheață foarte curată pot spune eu. După cum vedeți, apa nu se mișcă deloc, nu este niciun fel de fluctuație, de ceva. Ia să vedem, stare curios. Deci stare curios. Incorect, incorect. Incorect, incorect. Băi, ești prost, deci ăștia. Am greșit. Corect, corect. Fals. Ia. Asta a fost adevărat și asta fake. Uitați că mi-am dat seama. Dar sunt totuși uimit de aceste poze. De asta la fel, de asta că gagica, că asta e gagica. Păi eu vreau să fiu gagica mea. Mă rog. Fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați, dacă mai doriți să mai facem astfel de episoade, mai avem încă 6 nivele pe care le putem face. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să strângem foarte multe poze și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!